Până la sfârșitul anului, la Pitești, urmează să fie amenajate aproximativ 4.500-5.500 de noi locuri de parcare, iar prioritate au zona centrală și zona Banatului. Autoritățile locale ne avertizează că procedura nu este tocmai una simplă. Avem în vedere și închirierea locurilor de parcare către cetățeni. Vom face marcajul tuturor parcărilor, dar și inscripționarea, adică numerotarea locurilor de parcare. Am și început deja. Am început de anul trecut. Ăsta este motivul pentru care va demara un pic mai greu procedura. În perioada 14-20 martie 2012, angajații ADP Pitești au lucrat la amenajarea de noi parcări la bloc E6 Făgăraș, bloc 4 Maternității, școala numărul 18 Prundu, bloc B20 Găvana 2, Tudor Vladimirescu Pasarelă, bloc J18 Războieni, bloc 10A, bloc 10B Trivale.